Dragii mei, bine v-am regăsit la Design Perfect. Continuăm uh, o poveste frumoasă începută săptămâna trecută. Uh, de ce spun o poveste frumoasă? Pentru că dacă săptămâna trecută am vorbit despre civilizație, nivelul lor de evoluție um, și am stat în intervalul 0-1 și lucrurile nu sunt chiar un mit, nu uh, deja le trăim uh, și ne apropiem cumva de o limită de 1. De astăzi vorbim sau astăzi vom vorbi despre niște civilizații mult mai evoluate. Aproape am putea spune că vom călători printre niște civilizații galactice spre care tindem. Și atunci unele lucruri ar putea să vi se pară mituri, ar putea să vi se pară science fiction, dar vom vedea că înspre ele ne îndreptăm. Chiar aș vrea să vă recomand să urmăriți o ediție pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani de zile, se numește Adresa noastră în Univers, pentru a înțelege sensul la ceea ce vă voi povesti. Adică lucrurile sunt din ce în ce mai justificate într-o anumită direcție. Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că o civilizație de gradul 0, dincolo de toate detaliile pe care le-am descris pentru că suntem în acest nivel și am acordat o atenție deosebită. Vorbeam despre, despre faptul că câteva caracteristici foarte importante ale acestei civilizații de până în grad 1, ar avea legătură cumva cu să zicem un nivel de conștiință pe care îl atinge omenirea de exemplu, spuneam că până în gradul 1, o civilizație este foarte fragmentată. Sunt foarte multe state, foarte multe putere ale lumii, guverne, limbi diferite, centri diferiți de putere. Vorbeam despre competiția care există la nivel planetar, ceea ce e important, adică poate că asta declanșează evoluția. însă de la un anumit moment în care intervine să numim uh, maturitatea, maturitatea unei civilizații, deja îndreptându-se către un uh, nivel 1 de evoluție, deja putem vorbi despre un spirit planetar. Încă nu am ajuns acolo. Uh, vom vedea ce înseamnă un spirit planetar, dar uh, în, în alte, în, în niște detalii. Dar, dincolo de orice fel de detalii tehnice, un spirit planetar înseamnă tu să ajungi să te numești Pământean sau locuitor de pe Terra și nu uh, să te definești prin cetățenia pe care o ai. Eu sunt român, celălalt este turc, celălalt american, și așa mai departe. Uh, tot uh, tot ceea ce faci este numele uh, reprezintă planeta, nu mai reprezintă o națiune de pe planeta Pământ. Uh, în momentul în care să spunem, o civilizație extraplanetară s-ar prezenta pe Pământ, ar exista un Consiliu planetar. Nu ar face diferența între puterile lumii. Ar fi acel Consiliu pe care îl mai întâlnim în diferite societăți avansate al, sau Consiliul al Bătrânilor, Sfat al Bătrânilor. Da? Deci o autoritate care reprezintă planeta la nivel global, și nu mai există diferențe între membrii, între membrii ei. Din păcate, încă nu am ajuns acolo, dar ne îndreptăm în diferite modalități, pas cu pas, pe măsură ce suntem pregătiți. Deocamdată, noi avem temeri legate de pierderea identității, de, avem temeri legate de diversitate, pentru că multe dintre culturile lumii, sau hai să spunem, dintre statele lumii, nu-și cunosc foarte bine istoria nu au conturată în linii clare, sunt foarte multe informații care lipsesc și atunci în momentul în care tu nu-ți cunoști, nu ai propria identitate bine conturată, întâmpini provocării în a te pierde în, într-un global. Acum, ducându-ne puțin către pasul următor și anume o civilizație de nivel 1, deja vom vedea niște diferențe din multe puncte de vedere. În primul rând, al energiei. Da? Pentru că dacă nu avem energie, nu putem evolua. Lucrurile sunt foarte simplu. În momentul în care au apărut uh, primele semnele tehnologiei, deja uh, omenirea a explodat. Uh, ritmul de evoluție s-a accelerat. În salturi, nu mai vorbim despre, despre pași mărunți. Și atunci e important să vedem de unde luăm energia necesară dezvoltării tehnologiei. Ei bine, la gradul 0, între 0 și 1, vorbam despre faptul că încă mai consumăm, ardem plante și așa mai departe, de milioane de ani, sub formă de carburanți, de, 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 de cărbune, de petrol, deci folosim resursele exclusive de pe planeta Pământ. Nu le putem lua din afară, doar de aici. Și bineînțeles că aceste resurse se pot epuiza. Acesta este un. ne pot aduce foarte multe provocări, pentru că, iată, vedem și în prezent, dacă cineva taie furnizarea de combustibil, atunci țările pot intra într-o criză. Ei bine, ce s-ar întâmpla dacă resursele planetei s-ar termina? O civilizație de nivel 1 folosește um, atât energia folosită oferită de planetă, dar și uh, de stele de alte planete din apropiere. folosește resurse regenerabile. Începem să vorbim din ce în ce mai mult despre energia solară, despre oliană, despre ape, despre fuziunea. Termonucleară, deja începem să ieșim puțin din limitele fizice ale resurselor planetei Pământ, și este extrem de, de important. De asemenea, Astăzi, încă vedem, suntem într-o civilizație mai, mai mică decât unul, începem să vedem tot felul de cercetări în zone care ne pot crea mari probleme, cum ar fi, hai să zicem, vulcanii da? sau cu tremurele. Ei bine, tehnologia dezvoltată la o civilizație de gradul 1 permite controlul cu tremurelor, permite controlul erupțiilor vulcanice. De asemenea, dacă astăzi începem să ne punem problema numărului populației, dimensiunea populației noastre care poate să creeze probleme de resurse, resursele vor fi din ce în ce mai limitate. De asemenea, spațiul unde ne înghesuim toți, vedem țări foarte populate, cum este China, de exemplu, care construiesc pe verticală, nu mai construiesc pe orizontală prea mult. Din ce cauză? Sunt foarte mulți. Ei bine, omenirea în prezent, deci fiind ca civilizație până în gradul 1, încă trăiește exclusiv... Pe partea uscată a planetei Pământ, pe uscatul planetei Pământ, nu a dezvoltat încă o tehnologie care să-i permite construcții pe apă. Am văzut acum niște pionieri în zona, în țările, spre țările arabe, care au și resursele financiare care să le permite astfel de, să spunem, explorări, că le-aș numi deocamdată explorări, o să vină și ele cu provocările lor, întotdeauna exploratorii întâlnesc provocările, dar într-o civilizație de gradul 1, locuitul pe apă sau... Locuințele construite pe întinderile de apă vor deveni um, o normalitate. E important să știm că atunci când vorbim despre grade de evoluție la o civilizație, vorbim despre mii de ani, sute mii de ani. Da? Deci nu vorbim despre uh, 5 ani, 7 ani, 10 ani. Dar deja începem să vedem uh, încercări pe care le numim îndrăznețe în momentul acesta, poate ușor nerealiste pentru omul de rând, cu siguranță inaccesibile financiar, dar începem să vedem semnele și asta este foarte, foarte important. Deci oamenii vor avea, vor avea posibilitatea să construiască orașe pe apă. Acum, bineînțeles că această oportunitate va veni și cu niște provocări, pentru că mai spuneam și cu alte ocazii, noi am, am poluat suficient de mult planeta locuind pe uscat. Imaginați-vă, dacă nu dezvoltăm o tehnologie prietenoasă cu mediul, ce va însemna poluarea oceanelor dacă vom construi, să spunem, orașe plutitoare. Dar. Cumva, într-un mod înțelept, totul merge mână-mână uh, și deja observăm că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că trebuie să aibă grijă să protejeze uh, planeta pentru că, deocamdată, este singurul mediu în care noi ne permitem să evoluăm. Nu suntem suficient de dezvoltați pentru a ieși de pe planetă și a ne muta prin alte, prin alte zone. Apoi vom vedea la civilizația de grad 1 aceeași limbă vorbită. Deja observăm o globalizare, o limbă globală, tendința este către limba engleză. Um vom vorbi și despre globalizare în tot ceea ce privește economia, industria. Deja, apropo de ce vorbeam mai devreme, există state, există culturi care performează pe anumite secvențe și vor și vor aduce aportul în a crea un, un întreg. Este importantă globalizarea, pentru că, în acest fel, întregul beneficiază de performanțele părților care îl compun. Uh, un alt lucru interesant, uh, așa cum am menționat mai devreme, cu tremure, vulcani, care sunt niște amenințări reale pentru uh, anumite zone uh, de pe planeta noastră. Uh, o altă amenințare care pe noi în prezent ne-ar. Uh, uh, probabil n ar putea duce și către extinție, este ciocnirea cu asteroizi. Ei bine, vor fi dezvoltate tehnologii care să permită omenirii să devieze um, direcția unui asteroid uh, sau să-l uh, spargă în bucăți. Am văzut niște filme science fiction, lucrurile nu sunt chiar atât de science fiction. Uh, noi încă Uh, nu ne întrebăm cum de nu ne-a mai lovit nimeni de ceva timp încoace, de niște milioane de ani încoace. Uh, dar uh, niciodată nu uh, vom putea spune uh, că am scăpat de, de acest uh, pericol. Vom începe să vedem din ce în ce mai multe experiențe și experimente genetice avansate. Deja vorbim despre genetică. Lumea a descoperit genetica de ceva timp și vine și ea cu provocările de rigoare. Încă nu reușim să aducem niște acum până în gradul 1. Încă nu suntem acolo unde să putem să. Eradicăm niște probleme de sănătate. Niște boli care pot fi surprinse în gene. Să facem niște modificări de genetică în genetică pentru a um, scăpa de riscul declanșării unor probleme de sănătate. Încă nu am ajuns la o perfecționare sau optimizare, hai să nu spunem perfecționare, o optimizare a funcționării corpului uman prin genetică, dar vom începe să, să le vedem. Vom vedea tehnologia care ne va crea un mediu ambient mult mai plăcut. Deja vedem de ceva timp, dar doar acolo unde au existat uh, resurse, unde a existat interes, și aici mă refer la popularea deșertului. Zone întinse de pe planeta noastră sunt ocupate de deșert și este destul de dificil. Sunt doar anumite culturi care um, reușesc să se adapteze la acest mediu ostil uh, omului. Ei bine, dar putem să vedem, de exemplu, Cairo, da? um, un oraș care este cumva construit pe un deșert, n-ai spune. Um, am văzut înspre deșertul Gobi, la marginea deșertului Gobi, în China, de exemplu, orașe dezvoltate, um, pentru că au avut grijă, au folosit cunoașterea în zona de agricultură, au folosit specificul climei pentru a putea să aducă niște modificări la mediu care să le permite existența acolo. Ei bine, la o civilizație de gradul întâi, Vom vedea toate acestea uh, duse la un alt nivel de, de performanță, și uh, poate va apărea și o relaxare pentru omenire, odată prin orașele uh, construite pe apă, dar și prin uh, capacitatea de a ocupa anumite zone uh, de uscat care până acum erau. Uh, încă mai sunt da ostile um, omului. Bineînțeles că vom vedea tehnologii de curățare a apelor oceanelor, um, dacă până acum doar am cochetat puțin cu luna ei bine, în curând vom intra pe zona de colonizare sau vom popula luna. Tehnologia ne va permite acest lucru, așa cum ne va permite să încercăm și atingerea nivelului planetar, adică să ajungem și pe anumite planete, cum ar fi Marte, și vom vedea inclusiv primele semne ale orașelor suspendate orașe suspendate, nu orașe plutitoare. Da, vom vedea și aceste aspecte mai spre finalul civilizației. Deci momentul în care se îndreaptă către o civilizație de grad 2, pentru că vom vedea diferențe foarte mari între aceste două grade, deși e unul singur, dar diferențele sunt foarte mari. Exact așa cum am văzut și un salt fabulos al evoluției omenirii din momentul în care a apărut internetul. În uh, timp de ani, poate 10, mai puțin de 20, omenirea a evoluat extraordinar doar datorită um, internetului, comunicării, um, schimbului informațional, uh, la care are acces toată planeta. Da? Deși omul din, din pădurea ecuatorială și omul din pădurea tropicală și omul din metropole, um, toți au acces la internet. E bine Așa se va întâmpla și cu civilizația noastră când um, Anumiți pași vor fi făcuți și atunci, dacă ni s-a părut că noi acum am evoluat foarte repede. Vom vedea ce se va întâmpla uh, atunci când tehnologia va merge cu totul la un alt nivel. Uh, populația sau să spunem, civilizația noastră va trece în dimensiunea 4. Aici este, noi avem o, o emisiune de uh, spiritualitate aplicată. Am vorbit de foarte multe ori despre dimensiuni și am vorbit despre faptul că planeta Pământ a intrat în dimensiunea 4, doar că civilizația noastră în prezent nu este intrată în dimensiunea 4. Este, am putea spune, cu un picior în ei și cu unul în 4. Uh, vor fi diferențe foarte mari la nivel de conștiință, deja Vedem semnele, am mai vorbit despre, despre acest lucru, deja nici măcar nu am ajuns la 0.8 ca civilizație, și vorbim despre uh, detalii care țin de o dimensiune 4, o dimensiune uh, avansată. Uh, deci, vom, vom vedea un interes deosebit al, al civilizației noastre către zona. Să spunem subtilă, către energiile subtile, către realități subtile. De asemenea, încep primele abordări ale găurilor de vierme pe care le știm din filmele science fiction din urmă cu niște zeci de ani. Deja, cercetătorii sunt din ce în ce mai interesați de aceste aspecte care. Um, înainte erau considerate parte de science fiction. Vorbim despre pentru cei care deja sunt mai evoluați Până să intrăm în, în grad 1, aceea la un moment dat vor începe să vorbească despre o conștiință globală, despre o conștiință colectivă. Vom auzi foarte multe și va deveni o normalitate comunicarea non-verbală, telepatică. Desigur că datorită. Unor tehnologii foarte avansate, descoperiri științifice în medicină, inginerie, durata de viață a omului poate să crească, apar tot felul de implanturi. Nu mai avem probleme că am pierdut un organ, că mi s-a îmbolnăvit un organ, deja o să apară niște dileme. La nivel de civilizație, în ceea ce privește uh, cyborg, în ceea ce privește uh, inteligența artificială, uh, vorbim despre diferite manipulări genetice care pot apărea, uh, vorbim despre clonare, care vine și ea cu marile ei uh, provocări, vorbim despre teleportare. Și bineînțeles că în momentul în care ai intrat într-o civilizație de grad 1, pe calea evoluției, deja ești pregătit la nivel de civilizație, din toate punctele de vedere, să ai contacte formale cu alte civilizații. încep să accepti faptul că uh, mai pot exista și alte forme de evoluție, inteligente, în afară de tine. Uh, și aici mă refer chiar unele superioare în nivelului tău de evoluție. Vom vorbi de asemenea, uh, sunt cumva... Uh, Surprinse, în previziuni de către oamenii de știință, în prezent deja se vorbește despre asta, despre armamentul antimaterie, vorbim despre robotică, Android folosiți în industrie, folosiți în agricultură, deja începem să vedem primele semne în această zonă, cioare ce o să se întâmple într-o 100 de ani, în două, trei, în 4, 500 de ani, imaginați-vă. Noi nu ne-am fi putut imagina în urmă cu 50 de ani ce se va întâmpla astăzi cu internetul. O astfel de civilizație de grad 1 poate să epuizeze, va avea capacitatea să epuizeze energia solară dintr-un sistem solar. Deci dacă o civilizație de grad mai mic decât unul epuizează, e, asta ca o, e precum mușuroiul de termite, um, epuizează resursele unei planete, um, atunci o civilizație de gradul 1, prin nivelul. Uh, de tehnologie și de consum atins, poate să ajungă să epuizeze, de exemplu, energia solară. Acum, nouă, ni se pare ceva, wow, cum așa ceva, e imposibil. Pentru noi, energia solară este infinită. Lucrurile nu sunt, nu sunt chiar așa. Și vom vedea ce înseamnă doiul. Ce înseamnă o civilizație de tip doi? Dacă putem fi cumva impresionați de o civilizație de gradul 1, e bine, vorbim despre un control. La nivelul unei civilizații de gradul 2, există un control asupra sistemului solar din care ea face parte. Iese în afara planetei, își poate prelua energie din multiple sisteme solare, deci din multe stele sau sori cum i-am numit noi pe Terra. Vorbim despre dezvoltarea ingineriei solare, vorbim despre expertiză în lucru cu energia solară, nu numai din sistemul propriu, dar și din alte sisteme. Vorbim despre un control total al planetei pe care evoluează și um, un lucru bun este că o civilizație de gradul 2 um, trece de riscul, nu mai întâlnește riscul de a distruge planeta, um, prin tehnologie sau prin efectele evoluției, din contră, prin intermediul tehnologiei prietenoase cu mediul și avansate, pot fi evitate foarte multe cataclisme. De exemplu, poate fi evitată o eră glaciară, poate fi evitată o încălzire globală, pentru că deja nivelul la care funcționezi îți permite să ai grijă de mediul înconjurător, nu mai epuizezi mediul în care evoluezi. Vom vorbi din ce în ce mai mult despre inteligența artificială și despre construirea unor nave spațiale în afara planetei, deci folosind energie și materiale extraplanetare, extra vom vorbi despre existența superinteligențelor, vorbim despre uh, membrii din civilizația noastră care vin cu un coeficient din ce în ce mai ridicat de inteligență, uh, contactul existând deja între diferite uh, rase galactice sau specii galactice, pot apărea tot felul de mixuri, între, între specii, pentru optimizarea lor și pentru cercetare, exact cum trăiam noi pe vremurile anterioare, în care făceam cercetări pe animale. Bine, nu înseamnă că cineva va face cercetări pe noi, dar vom avea curiozitatea să vedem ce înseamnă un mix între două specii, acolo unde va fi permis vom vedea multiple vizite ale unor civilizații pe planeta noastră, exact cum vedeam în filme, va fi o normalitate. Să vezi diferite specii care nu sunt neapărat umanoide. Vom vorbi despre hiperrealități, despre realități virtuale, deja am început să vedem primele semne ale interesului Uh, un interes, să spunem, către zona de uh, realitate virtuală, bineînțeles că și aceasta va veni cu, cu riscul de a ne însingura, de a pierde contactul direct între, între oameni. Sperăm să avem multă înțelepciune și să evităm astfel de um, să spunem, de capcane ale, ale tehnologiei. Uh, vom vorbi despre dezvoltarea unor conștiințe stup sau hive minds, exact cum vedem conștiințe colective care comunică indivizilor prin telepatie. Avem un, cumva cât de cât o idee despre aceste noțiuni, pentru că iar, am mai văzut în, în materiale science fiction, dar ele nu sunt chiar science fiction. Deja omul devine de acum interesat de comunicarea non-verbală non, și, și de cea telepată. Nu o să mai dureze mult până când vor fi create conștiințe de grup care să permită comunicarea instantanee între membrii, între membrii grupului. Vorbim despre, la acest nivel de evoluție de civilizație de grad 2, vorbim despre depășirea vitezei luminii, despre portal interdimensional, despre nave care accesează în faza de început găuri negre pe care, iar cercetătorii se apropie din ce în ce mai mult de acest subiect, sunt din ce în ce mai atrași, pentru că, de ce nu pot procesa la un nivel din ce în ce mai profund și mai elevat aceste aspecte cosmice? Bineînțeles că durata de viață la această civilizație se va, duce, va crește foarte mult datorită și nanotehnologiei și nu numai. De asemenea, tehnologia ne va permite pregătirea planetei Venus pentru a fi populată. Se pot redirecționa comete de gheață către planeta Venus pentru a elibera cantități vaste de apă la suprafața ei. Putem vorbi despre modificarea atmosferei prin tehnologie pentru ca atmosfera să devină respirabilă pentru om. Se încearcă, la nivel de civilizație 2, care este unul foarte evoluat comparativ de ce suntem noi în prezent, cumva explorarea spațiului cosmic în afara galaxiei. Galaxia noastră este pentru noi un univers. În condițiile în care uh, spațiul cosmic este un câmp vast, încă ne, uh, neexplorat de om direct, da? ci doar prin, uh, prin tehnologie, uh, poate cel mai mare pericol pentru o civilizație de gradul 2 uh, ar fi, de exemplu, uh, explozia unei supernova. Care ar putea spulbera, efectiv, prezența sa. Altfel, ajungând acum la civilizații de gradul 3, civilizațiile de gradul 3. Practic, nu, uh, oamenii de știință încă nu au găsit modalități prin care acestea să mai poată fi cumva amenințate de dispariție. Vorbim despre călătorii intergalactice prin găuri de vierme, deci deja ieșim din uh, galaxia noastră și intrăm în alte galaxii. Asta implică un nivel de evoluție tehnologică extraordinar. Um, vorbim despre um, eliminarea riscului ca rasa să dispară, pentru că deja este răspândită pe zone vaste, din din spațiul cosmic, oamenii și androizii devin, dacă vreți, subspecii ale unei comunități galactice avansate. Pot trăi în armonie. Nu înseamnă neapărat că pot apărea conflicte dacă, dacă, se creează secvențe din civilizația noastră care se duc pe zonă de android de asemenea mulți subiecți vor ajunge la ascensionare și atunci o parte din specia noastră se duce pe planul subtil deci nu mai avem neapărat nevoia corpului fizică, fizic, corpului fizic dar Asta se, se referă la anumite uh, frag, segmente din, uh, din civilizația noastră. O civilizație de gradul 3 are capacitatea tehnologică, conform științei, oamenilor de știință, să-și extragă energia din găurile negre. Um, grupuri de civilizații galactice sunt implicate în redirecționarea energiei din, din găuri negre către, către diferite galaxii. Um, civilizația de gradul 3 este una care poate să are capacitatea de cunoașterea nivelului de evoluție care să Poate să-i permită acest uh, lucru. Uh, poate preocupările uh, unei astfel de civilizații sunt legate mai degrabă de uh, echilibrul între puterile galactice. Iată, ieșim de pe nivel planetar și vorbim despre puteri galactice, civilizații foarte puternice. Uh, dimensiunea în care sunt membrii unei astfel de civilizații este 5, deja. Vorbim despre foarte multe modificări care au loc la nivelul percepției, realității, a spațiului în care trăiește a creatorului, a creației divine. O civilizație de grad 3 influențează civilizații primitive, așa cum eram noi pe vremuri, și poate părea. Membrii săi pot părea zeități sau divinitate pentru niște civilizații de început, între 0 și 1. Și vorbim de asemenea la acest nivel de aportarea în fază de început a unor universuri paralele, care deja. Noi vorbim acum despre universuri paralele, noi vorbim despre realități paralele, încă nu ne-am dus pe planete paralele, pe galaxii, sisteme solare și așa mai departe sau universuri. Întrebările. Pe care și le pune o civilizație de gradul 3, pot avea legătură, de exemplu, cu explorarea mai eficientă a sute de miliarde de sisteme solare din galaxie. Deci, este un nivel care pentru noi. Pare imposibil, pare miraculos, pare uh, departe de a se putea întâmpla vreodată, dar oarecum uh, ar părea nivelul nostru din prezent unui om uh, care în urmă cu sute de mii de ani culegea un fruct din copac și era fericit că a reușit să o facă. Dar și astăzi vorbim despre genetică. N-ar trebui să ne uimească potențialul pe care îl avem ca, uh, specie, ca specie umană. Așa, doar ca o trecere pe scurt și în alte niveluri mai avansate de evoluție, Nicolai Kardashev s-a oprit la primele trei grade de evoluție, însă cercetătorii, oamenii de știință din, din prezent s-au dus mai departe, pentru că deja au mai multe informații decât existau la vremea aceea, cu ce ar putea să însemne o civilizație, de exemplu, de grad 4. Par însemna nave spațiale alimentate cu energie din găuri negre, control la nivel galactic, ieși din corpul fizic, nu mai folosești corp fizic, cinciul, da? o civilizație de dimensiune de, de, tip 5, de grad 5 de evoluție, explorezi universul deja, galaxia este ceea ce pentru noi în prezent este un sistem solar, influențezi crearea diferitelor realități, deja te comporți ca aspect divin comparativ cu ceea ce este omul în prezent. O civilizație de grad 6, de exemplu, ar însemna să accesezi multiversul, deci să ieși cumva din universuri, să creezi, să distrugi galaxii prin tehnologia pe care o ai. Nu sisteme, nu planete, nu sisteme solare, galaxii. Oamenii sau, hai să spunem, membrii unei, unei civilizații de, de tip 6 sunt ceea ce noi am numit astăzi fondatori. Deci, considerate niște conștiințe creatoare, creatoare de univers, creatoare de. creatoare, da? Um, un tip șapte, și o să mă opresc la tip 7, înseamnă conștiință care, conștiințe care ele în sine reprezintă o putere. Deci, nu mai e nevoie de universul uh, vizibil, de materie. De ce? Pentru că ies din octava noastră cosmică. Octava în care noi suntem acum este octava cosmică fizică și intră într-o octavă cosmică subtilă și atunci se ridică dincolo de orice fel de formă de creație vizibilă, cum este universul, cum sunt galaxiile, cum este orice tip de tehnologie. Sunt ca niște dumnezei pentru noi. Cam asta ar fi Așa, doar o, o privire de ansamblu pe viitor. Poate că, cumva, prin revenirile noastre pe această planetă, vom prinde diferite secvențe. Dacă nu, măcar să lăsăm moștenire în prezent celor care vin o planetă cât de cât sănătoasă. Noi, în prezent, suntem. Cumva, la un nivel destul de simplu, care ne creează probleme și ne ocupă tot timpul, cum s-ar spune, cum spunea un clasic în viață. Noi, de exemplu, încă ne întrebăm oare cine ne-a creat? Ne-a creat o civilizație galactică sau ne-a creat Dumnezeu? Ne întrebăm încă dacă există alte civilizații galactice. Avem vulnerabilitate maximă în fața oricărui corp ceresc, ceresc care s-ar îndrepta către planeta Pământ și ar avea o dimensiune suficient de mare cât să ne spulbere la suprafață. Vrem să ne mutăm granița fizică a țării prin război. Deci noi încă avem niște preocupări foarte mărunte. Ne întrebăm cât de moral, cât de etică este să folosim tehnologia în perpetuarea speciei și aici mă refer de exemplu la fertilizarea în vitro, ducem încă războaie în numele religiei, plutim prin rachete, ducându-ne spre stația spațială. Avem încă o reținere să ajungem pe lună și ne întrebăm dacă or fi ajuns predecesorii noștri sau nu. Dar avem și semne optimiste, pentru că aș vrea totuși să închei într-un mod optimist. Începem să intrăm din ce în ce mai mult în contact cu realități subtile. Începem să acceptăm posibilitatea ca unele civilizații diferite de noi să existe. Nu suntem încă pregătiți la nivel fizic de contact, dar suntem de suficient de deschiși pentru această posibilitate. Cercetătorii încep să se simtă din ce în ce mai provocați de um, descoperiri um, legate de spațiul cosmic, vastitatea cos spațiului cosmic. Încă ne atrag filmele science fiction, deci mintea este suficient de receptivă la concepte care pentru noi acum poate sunt greu de Înțeles, dar ne vor pregăti pentru etapele specifice, iată, civilizațiilor de grade superioare pe care tocmai le-am menționat mai devreme. Vă las cu aceste gânduri. Avem un viitor interesant, a spune, să ne bucurăm de cel de acum, pentru că și el pare destul de interesant prin descoperirile care vor avea loc și ne vedem săptămâna viitoare cu un subiect, să, spun, să spunem, extrem de interesant. Pe curând!